Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitatul nostru, domnul Marius Horșea, profesor la Colegiul Național Mihai Eminescu. Domnule profesor, vă rugăm să vorbim astăzi despre migrația popoarelor din zilele noastre. De la școală am învățat despre popoarele migratoare din vechime. Dar sunt, în afară de migrația care actualmente preocupă mass media și populația și pe unii chiar îngrijorează, în afară de asta există și alte genuri de migrație. De exemplu, migrația din motive economice, cum au plecat românii în Occident, migrația internă. Dar despre toate acestea urmează să vorbim în această emisiune. Să trecem în revistă problemele acestea de actualitate a migrației din Orientul Mijlociu și din Asia în Europa. Cum vedeți dumneavoastră cauzele? Înainte de a ajunge la cauze, cred că trebuie să făcute două precizări. Unu. Vă rog. Îngrijorarea populației României în prezent față de acest fenomen este explicabilă. E un fenomen pe care generația noastră nu l-a mai prins și, din nefericire, doar la început. Pe de altă parte, pentru orice istoric, nimic nou sub soare, în sensul că migrațiile sunt vechi de când lumea. Vorbeați de Orient, da, primele migrații au pornit din zona extremului Orient. Să ne gândim doar la marea migrație a indo-europenilor. Noi suntem produsul acelei migrații, numită și migrația kurganică. Să nu uităm migrațiile din perioada colonizării grecești, când un sfert din populația Eladei a luat drumul coloniilor. Apoi, marile migrații care au venit și din Europa de Nord, dar mai ales din stepele Orientului. Și marile migrații se împart în trei etape. Sunt cele timpurii, cele clasice, cele târzii, cu cauze asemănătoare și totuși diferite. Și vom ajunge imediat și la cauzele migrațiilor. Apoi avem momentul de după marile descoperiri geografice, când de pe bătrânul continent, numeroși europeni au luat calea Americii, a lumii noi. Inclusiv din țara noastră. Inclusiv și mai ales din Transilvania. Avem migrații datorate marilor războaie, în timpul războiului de 100 de ani, un exod masiv de populație, în timpul războiului de 30 de ani, ca să nu mai vorbim de cele două mari conflagrații. Deci fenomenul este vechi. În cazurile legate de marile migrații, explicația este simplă. Cauzele sunt în primul rând de natură economică. În cazul migrației actuale, eu cred că politicul, din nefericire, predomină. Politicul cuplat cu cauze de ordin militar. Conflictul. Pentru că războiul creează migrație. Dacă ar fi să ne referim la cauze, pentru că ați ridicat această problemă, da, ele sunt de natură economică, socială, politică, religioasă uneori, dar mai ales militară. Dar ce înțelegeți prin cauze de ordin politic? Persecuțiile. Regimurile dictatoriale, în general, determină migrație, care poate să fie individuală sau migrația de grup. Cea individuală nu e periculoasă. Individul se adaptează ușor. Pleacă de unul singur, știe de ce a plecat, știe pentru ce a plecat. În cazul migrațiilor colective, lucrurile sunt mai complicate, pentru că grupul este eterogen. I-a mânat frica de un regim dictatorial, dar nu neapărat atracția față de valorile zonei spre care tind. E marea problemă acestor emigranți. Cauzele sociale? Sărăcia. Sărăcia generează migrație. Lipsa locurilor de muncă. Uneori avem și cataclisme naturale. O perioadă lungă de secetă determină la nivelul continentului african migrații permanente.
alte cataclisme, gândiți-vă la erupția unui vulcan, automat populația respectivă este evacuată, migrează. Dar mai ales războiul. Războiul determină pe non-combatanți să-și caute un adăpost. Și mai ales ceea ce se întâmplă în lumea islamică, cu acest stat islamic pe care nimeni nu-l poate defini, nimeni nu-l poate controla, e clar că generează migrație. Cât despre cauzele de ordin religios, persecuțiile religioase. Gândiți-vă, sunt conflicte între șiiți și suniți. Cei învinși, cei care se simt amenințați, caută să scape. Unde? În Europa. Numai că Europa nu este nici șiită și nici sunită. Europa este creștină. Da. De ce credeți că preferă Europa și nu alte părți ale lumii la fel de bogate sau poate chiar mai bogate? Sentimentul de siguranță pe care îl dă Europa. Ei știu puține despre Europa. Interesant, observați că ei preferă Germania. Preferă siguranța pe care ei au senzația că Germania l-o poate oferi. Ei nu știu în ce măsură doresc să trăiască mai bine, pentru că au alte valori. Mulți dintre ei poate erau mulțumiți cu modul lor de viață, dar când viața lor este amenințată, n-au altă soluție. Sau cel puțin momentan nu au. Și Germania de ce ar fi mai preferabilă din totalitatea țărilor economice, adică țărilor europene, dacă nu din motive economice? De și din motive economice, pentru că ei sunt conștienți că statul respectiv trebuie să le acorde protecție. Ei se așteaptă la această protecție. Pe de altă parte, Germania are o imagine pozitivă în lumea lor actuală. Nu știu în ce măsură ar emigra în Statele Unite, ținând cont de educația lor, de faptul că mulți provin din medii fundamentalist islamice. Pentru ei dușmanul numărul unu este americanul. De aceea tind către Europa și pentru ei Europa înseamnă Germania. Că Germania nu-i poate adopta pe toți, asta e altă problemă. Acum să vedem ce consecințe se petrec în țările primitoare. Din punct de vedere economic, pentru cel care primește emigranți, e un avantaj. Forță de muncă ieftină. Nu neapărat calificată, dar să nu uităm că între ei poate sunt și medici, poate sunt și intelectuali, gata formați. Pe de altă parte, pentru economiile respective este un câștig, dar din punct de vedere social este o pierdere. Gândiți-vă la poziția neamțului față de acest emigrant. El vine, îi ia locul de muncă, lucrează pe câțiva euro pe oră. El riscă să-și piardă jobul. Și atunci nu-i vede cu ochi buni pe cei care îi periclitează poziția și banul pe care îl câștigă. Pe de altă parte, în Germania e un lucru recunoscut. Faptul că Germania s-a ridicat prin munca generației de după război, dar și prin aportul turcilor și a sârbilor care au lucrat în Germania. Ei recunosc acest lucru. În concluzie, opinia publică germană este împărțită în două. O parte care recunosc că acești azilanți au ridicat Germania și s-au adaptat culturii germane și se consideră parte componentă a acelei culturi, iar cealaltă parte care au o educație mai naționalistă, mai, sau mai precară, îi privesc cu suspiciune. Cu multă suspiciune, dacă nu cu ostilitate. În Germania încep să se audă din nou sloganuri de genul Ausland raus. Erau mai fost auzite și în perioada în care Hitler își pregătea terenul. Ascensiune. Ceea ce nu e un semn bun. Dar după cunoștințele dumneavoastră, turcii s-au adaptat la cultura și turcii reprezintă un caz aparte. Noi vorbim despre Turcia modernă după reformele lui Atatürk. Statul turc este momentan un stat laic. Acest lucru este prevăzut și în Constituția Turciei. Restul statelor musulmane sunt în general
o binare între statul laic și statul fundamentalist. Iar unele sunt chiar fundamentaliste. De aceea, turcii se adaptează ușor. Pe de altă parte, noi avem o minoritate turcă. Ne-au creat ei probleme vreodată. Din contră, s-au adaptat noilor cerințe după ce Dobrogea devine parte componentă a statului român. S-au considerat chiar români, cetățeni români. De aceea trebuie să facem o distinție între ei și restul lumii musulmane. De asemenea, să facem o distinție și între sirieni, pentru că de ei e vorba, deosebit în acest val de emigranți. Există, cu toți am făcut facultățile pe timpul regimului comunist, am avut colegi în facultate, sirieni de altă origine, musulmani. Erau oameni deosebiți, unii dintre ei erau chiar creștini. În Siria există o biserică creștină destul de puternică. Aia reprezintă o parte a acestui grup. E bine, cealaltă parte e marea necunoscută, unde educația este precară sau lipsește cu desăvârșire sau, eventual, există o educație religioasă care nu le permite să se adapteze Europei pe care noi o cunoaștem. Privind imaginile cu aceste grupuri, vedeți că sunt de eterogene. De la oameni care practic n-au ieșit din localitatea lor de Baștină, la figuri de oameni educați. Unii dintre ei păreau studenți intelectuali, în special cei care se făceau purtători de cuvânt a acestor nenorociți. După reacțiile care apar la noi în presă, ai zice că o pondere importantă a populației a românilor, dacă nu majoritatea, sunt împotriva imigrării, sunt îngrijorați de acest fenomen, în timp ce se bucură de roadele emigrării românilor în Occident. Nu găsiți că este o contradicție între... E o mare contradicție. Nu știu în ce măsură presa a avut acces într-un timp atât de scurt la sondaje de opinie serioase. Noi am studiat câteva vis-a-vis de capacitatea de a fi tolerant a românului. Lucrurile sunt undeva pe la mijloc. Deci, generația în vârstă are educat spiritul toleranței. Explicație simplă. Oameni ce provin din mediul rural, unde a existat întotdeauna toleranță, deschidere, celebra ospitalitate românească. Generația tânără, deși în programa școlară sunt prevăzute discipline care încearcă să inoculeze spiritul de toleranță, spiritul de acceptare a celui de altă rasă, de altă religie. Diferit de noi. Din păcate, reacțiile nu sunt tocmai cele pozitive. Și eu am încercat cu Levi Dereminescu să lucrez pe această temă și teoretic sunt toleranți. În momentul în care l-a întrebat, accepți să stai în bancă cu un elev de etnie romă? Răspunsul a fost nu. Teoretic, da. Practic, nu. E bine, noi avem rolul de a educa, de a face să înțeleagă că, indiferent de rasă, de limbă, de religie, cu toții suntem oameni. Prin urmare, eu cred că România, din punct de vedere a mentalului colectiv, nu e pregătită. Da? Momentan nu e pregătită. Cum percepi consecințele unei eventuale imigrări, să zicem, să nu zicem masive, dar substanțiale, semnificative de populație musulmană? Știți cum gândesc cei mai mulți? Dom'le, să vină, dar să nu vină la mine în casă. Din nefericire, este reacția pe care am întâlnit-o în localitățile județului, unde am întrebat pe oameni, dom'le, ați accepta? Dom'le, să vină, nicio problemă. La voi în curte, nu. La vecin. E frica de necunoscut. Și mai e ceva. Sărăcia. Sărăcia, deci... Omul gândește cam în felul următor. De-abia duc eu zilele. De-abia mă descurc eu și familia mea. Cu ce să-i țin? Cu ce să-i ajut? Deci eu cred totuși că în condiții extreme ar găsi ospitalitate.
Am avut exemplu unor inundații, unor evenimente nedorite, când totuși a mai existat omenie. Și totuși oamenii se ajută la greu. Aici însă există și o imagine greșită și o percepție greșită a musulmanului. Și aici nu vreau să acuz media, Doamne fer, dar îmi vine în minte o chestiune legată de celebra moschee pe care urma să construiască statul la București. Turc la București. Analiști politici, ziariști, pe care eu îi respect, au avut o atitudine complet greșită. Și nu cred că nu cunoșteau istoria. Am auzit expresii de genul se întoarce Ștefan cel Mare mormânt, se întoarce Mihai Viteazul mormânt. Or, lucrurile nu stau chiar așa. În momentul în care Dobrogea a devenit pământ românesc, oficial, după 1978, Carol I a făcut o vizită în Dobrogea. A fost întâmpinat cu bucurie de populația turcă. A rămas surprins de faptul că turcii n-au dărâmat o biserică ortodoxă în Dobrogea. Noi ne-am putut practica cult ortodox nestingeriți. N-au făcut presiuni, cum au făcut, de exemplu, austrieci în Transilvania, pentru a trece la o altă religie. Rămânând plăcut surprins de această toleranță, la care nu se aștepta, a decis construcția moscheei din Constanța. Moscheea din Constanța se numește Moscheea Carol I. Iar comunitatea musulmană s-a încadrat perfect. Vorbim de turci. Turci și tătari dobrogeni. Ori în prezent era vorba de statul turc. Eu n-am înțeles de ce această fobie și această mistificare a adevărului. A fost o imagine dezolantă când am văzut niște porci vopsiți în tricolorul românesc, pe loc unde se ridica moschea. Cui folosesc aceste imagini? Eu zic că nimănui. Mai înainte de turci, au fost un val de imigrare a evreilor, în special în Moldova, Moldova de Nord, da, dar și în Maramureș. Cu evrei este o altă problemă. Cum i-au primit? Cu evrei este o altă problemă. I-au primit bine. Inițial au primit bine, dar cum a apărut antisemitismul, mai ales în Moldova de Nord? Evreii au recunoscut prin faptul că știau să învârtă banul, să facă o afacere, din care nu neapărat trebuia să fie păcălit, de el trebuia să câștige. Mulți se ocupau cu arendășia, cu cămătăria. Și în momentul respectiv a apărut și invidia, dar și o neînțelegere a faptului că a câștigat bani fără să muncească fizic. Așa cum înțelegem noi munca, da, la plug, iar bietul la român, coasă, la plug, la coasă, da, avea mai puțin. Da. De aici a apărut un oarecare sentiment de nemulțumire. Și de aici s-a născut oarecare intoleranță față de acești etnici evrei. Dar nu cred că suntem un popor antisemit. Nu. Avem atâtea cazuri în care intelectuali evrei s-au remarcat în România. Apoi să nu uităm modul în care evreii din Israel privesc țara de origine. Cu toții vorbesc frumos despre România. Dar, repet, aici e vorba și de o religie diferită. Dacă evreii erau creștini, erau acceptați. Dacă erau adepți al cultului iudaic, exista o anumită rezervă. Generată poate și de o educație religioasă mai precară în mediul rural. Așa, tot în contemporaneitate a avut loc o emigrare în Statele Unite. E din condiții, din motive economice? Ardelenilor în special. Și din motive economice. Dar interesant, primii care au emigrat au fost cei din mărginimea Sibiului. O zonă bogată din punct de vedere economic. Cei mai bogați români din Ardeal în perioada dualismului și în perioada stăpânirii austriece erau cei din mărginimea Sibiului și totuși i-au plecat primii. De aici putem trage o concluzie. E o îmbinare între dorința de a câștiga mai mult, pentru că America era un magnet care atrăgea, dar cred că și în perioada dualismului regimul politic, persecuțiile la care au fost supuși, anumite nedreptăți și faptul că nu s-au putut afirma
din punct de vedere politic, i-a determinat pe mulți să ia calea Americii. Există comunități foarte bine închegate de români ardeleni veniți din secolul XIX și care n-au uitat că sunt români, deși gândiți-vă câte generații au trecut de atunci, dar care pe de altă parte s-au adaptat societății americane și se consideră români americani. Da. A trecut războiul cu grozăviile pe care le știm, al doilea război mondial, după care comunitatea evrească din România a început să emigreze până aproape a dispărut. Înainte de război erau vreo 700 de mii, dacă bine ține minte, circa 700 de evrei. În prezent, minoritatea este nesemnificativă. 1,8%, conform primilor recensăminte de după 1918. Iar sașii, împreună cu șfabii, erau 2%. Gândiți-vă cât am pierdut. Și din punct de vedere numeric, dar și din punct de vedere economic. Micul comerț era mâna evreilor. Despre saș, ce să mai vorbim? Oameni gospodari, așezați, care și-au adus o mare contribuție la ceea ce înseamnă Transilvania în prezent. Și România, în general. Cum vedeți cauzele? Cauzele sunt diferite. Să nu uităm, înființarea statului Israel, pentru prima dată în istorie, în istoria modernă, nu mă refer la antichitate, evreii au un stat al lor. Normal că au dorit să se așeze pe pământul de unde au plecat cândva strămoșii lor. Foarte mulți dintre evreii din Israel sunt de origine română. Dacă nu mă înșel, după cei veniți din Rusia, care sunt de fapt cazari, nu sunt evrei, cei mai mulți sunt evrei veniți din România. Apoi Ceaușescu avea o vorbă. Cea mai bună marfă la export sunt nemții și evrei. Să nu uităm că... Primit recompensă. Sigur, sigur. E, aici intervine o altă problemă, problema caselor naționalizate. Să nu uităm că urmașii lor acum vin și își revendică vechile locuințe, vechile case, dar ei de fapt au semnat un act prin care donează statului român locuința. Și de aici dispute, procese. Bun, evrei, să zicem că au plecat poate în principal prin faptul că în sfârșit au avut o patria lor, dar germanii din ce altceva decât din motive economice? La început erau motive politice. Să nu uităm deportările care s-au făcut în perioada regimului stalinist și a lui Dej în Bărăgan. Etnicii germani au fost acuzați în masă că ar fi fost de partea naziștilor și fără nicio excepție au fost deportați în Bărăgan. Știam numai de cele din Ucraina. În Bărăgan au fost state întregi, populate de sași și de șfabi. Și vedeți cât de ciudate sunt lucrurile. În 5 ani de zile, acei oameni care au plecat cu un geamantan și au făcut case în Bărăgan, pornind de la zero, la fel ca în zona Brașovului și a Sibiului. Asta dovedește ce a însemnat educația, cultul muncii. În cazul șfabilor, lucrurile sunt puțin diferite. Șfabii bănățeni au fost deportați, unii în Siberia, în Donbass, alții în Bărăgan, iar cei sătmăreni, pentru a evita deportarea, s-au maghiarizat. Era singura lor șansă. S-au căsătorit cu fete de etnie maghiară, au trecut la religia reformată și s-au declarat maghiari pentru a scăpa de deportare. Acum își amintesc că, de fapt, ei sunt de origine germană. Mă refer la locuitorii din zonele și să menționăm județului Satu Mare. Da, am fost în Făieni, am văzut un bun exemplu. Să menționăm că nu doar s-au declarat, ci efectiv și-au uitat limba în decurs de câteva zeci de ani, după cel de-al doilea război. Am discutat cu câțiva bătrâni și am întrebat, totuși, cultura germană, cum poți să uiți? Ce, domne, bunicul ne-a interzis să vorbim germana ca nu cumva să ne audă cineva să ne deporteze. Frica. Frica, iar apoi... Poate l-a intrat și în obișnuință. Poate și o lipsă de conștiință a identității șfăbești. Da, da. Iar din motive economice au plecat sașii și șfabii pe timpul lui Ceaușescu. Atunci este clar, primează cele economice, dar și cele politice. Pentru că românii care au plecat înainte de 89
Eu zic că jumate au plecat din motive și considerente politice. Eu nu aș fi plecat din motive economice. O duceam bine pe atunci. Dar din motive politice, da. Și întreaga mea generație avea în gând Dunărea, frontiera și... Dintr-un singur motiv. Nu mai suportam umilința, dictatura și regimul pe care nu puteam să-l acceptăm. Unii erau conștienți că își riscă viața trecând frontiera, întrucât militarii aveau ordin să tragă. Acest risc și-l asumă și cei care au părăsit Siria. Gândiți-vă că unii dintre ei vin din spatele frontului. Deci au trecut frontul, riscându-și viața, alții au riscat să fie prinși de grănicerii turci. Turcii au o politică destul de ostilă față de sirieni. Da. Alții riscau să se nece, cum s-a și întâmplat în multe cazuri. Dar, până la urmă, se pare că dorința de libertate, dar și frica de consecințe, determină să meargă înainte. Turcia, cum să zic, are o limită și ei au primit foarte mulți. Au ajuns la o limită a suportabilității? Ei au probleme cu minoritatea kurdă. Da. Mari probleme pe care nu și le-au rezolvat și nu văd cum o să le rezolve în viitor apropiat. Prin urmare, n-au nevoie și de o minoritate șiită sau de altă factură pentru că ei sunt suniți. Până la urmă, Turcia este un stat laic. Este membru NATO, dar ei nu pot să riște să devină dintr-un stat laic un stat religios. Și gândiți-vă, dacă ar primi chiar suniți de ai lor, riscul ca la următoarele alegeri să câștige o formațiune sunită. Chiar la ultimele alegeri, rezultatul a fost la limită între cei care susțin o Turcie laică și cei ce doresc un stat fundamentalist islamic. Cred că ăsta e motivul pentru care Turcia este ostilă acestor emigranți. Să venim la prezent, la ultimii vreo 15-20 de ani. Au plecat o parte semnificativă a populației românești în străinătate. Cum vedeți aici cauzele? Cred că sunteți de acord că nu sunt decât de natură economică. În prezent sunt de natură economică. Pur economică, deci. Nu mai putem vorbi România de persecuții politice. Poate că a existat un moment de după Mineriade, când a fost un val de nemulțumiți din piața universității care au luat drumul Occidentului. De atunci, eu cred că noi am intrat în normalitate. Bine. Oricine poate invoca motive de ordin politic. Până și cei care sunt duși la DNA invocă răzbunări politice, dar nu. Nu. Motivele sunt pur economice, economico-sociale, pentru că lucrurile se leagă. Știți să recunoaștem. Pe de o parte e sărăcia, pe de altă parte și dorința omului de a trăi mai bine. Pentru că un medic nu fuge de sărăcie, un medic fuge pentru că vrea să câștige mai bine. În condițiile în care există o lipsă acută a locurilor de muncă, iar statul român nu reușește să gestioneze problema. E clar că oamenii își caută de lucru oriunde găsesc. De aceea, pentru că ați ridicat problema asta, noi în momentul în care ne gândim cum vom reacționa vis-a-vis de acești sirieni sau indiferent din ce zonă afroasiatică vin, ne trebuie să ne gândim cum ne-au primit pe noi românii. Pentru că până să apară incidentele din Italia, eu nu cred că cineva a avut ceva cu românii dacă n-au recurs la infracțiuni sau au făcut fel de fel de blăstămății. Nu. În anii 90, muncitorii români își găseau de lucru. Erau harnici, munceau pe bani mărunți, oameni serioși. Problemele au apărut atunci când între cei buni s-au strecurat și netrepnici. Dar în prezent, eu cred că nimeni nu poate să se plângă că este discriminat pe motive că vine din România. De aceea, e ușor să spunem, domne, să se ducă, să meargă unde vor, nu-i primim, nu se poate.
dacă și alții procedau la fel cu noi. Să nu uităm, în anii regimului comunist, câți români au trecut Dunărea în not, pentru că Iugoslavia avea o politică ambiguă. Îi returna... Pe unii îi returna... Așa. Dar erau ascunși de localnici. Deci populația locală a înțeles drama acestora și a ajutat. Acum a venit și rândul nostru să ajutăm, atât cât putem. Dar e o chestie de educație și aici corpul profesoral și media, cei care facem educație, trebuie să ne implicăm, să le explicăm că la nevoie omul trebuie ajutat, dar pe de altă parte să vedem ce facem și cu educația lor. De ce credeți că Europa e împărțită privința asta acceptării? Statele, mi se pare mie că statele din vest par mai tolerante, ar accepta mai ușor valul acesta de imigrație, în timp ce partea estică a continentului e mai puțin tolerantă, care beneficiază, cum ziceam la început, de binefacerile imigrației spre vest. Haideți să luăm simplu. Când ai tot ce trebuie, când o duci bine, îl accepti și pe altul la colțul mesei. Ai de unde? Hai că a mai rămas ceva de ciubulit. În momentul în care tu ai problemele tale și te lupți pentru a rezista din punct de vedere economic, de azi pe mâine, de la un an la altul, e greu să împar sărăcia. Eu cred că sărăcia determină această respingere. Frica că după ce avem puțin, o să avem și mai puțin. Pe de altă parte, ridicăm problema educației. Să presupunem că noi ne educăm copiii. Și o facem, în sensul de a fi toleranți, de a înțelege. Întrebarea noastră e, ce facem cu educația lor? Au alt nivel de educație sau uneori educația respectivă lipsește cu desăvârșire sau din contră este făcută greșit? Luăm exemplu Franței. Acolo exista mișcări de stradă pentru faptul că francezii au impus în școala din Franța, în școala de stat, să nu se poarte voalul islamic. Ori pentru asta au ieșit în stradă, au dat foc mașinilor, au recurs la acte de violență, nejustificabile. Ori există teama că dacă noi acceptăm, s-ar putea să procedeze și la noi la fel. Tulburări sociale. Azi vor o moschee, mâine vor o școală, după aia ne obligă pe noi să fim ca și ei. Și mai e ceva. Gândiți-vă că între 100 de asemenea nenorociți care își caută scăparea, se infiltrează un singur militant ISIS sau Al-Qaeda. Și e imposibil ca cele două organizații mari să nu încerce să profite de această conjunctură. Și aici apare teama, domne, dacă între ei ești un terorist, dacă între ei este un pui de terorist care va ajunge peste 10 ani terorist. Și cum lumea are obiceiul să generalizeze, spune că... Din păcate, da, generalizează, sigur. Imaginea arabului în România actuală nu este una pozitivă. Și știți care e paradoxul? Imaginea românului și a României în lumea arabă încă e pozitivă. Datorită unor legături mai vechi. Și aici eu nu vreau să laud deloc regimul Ceaușescu, dar politica externă a României în timpul regimului Ceaușescu a cultivat bune relații și cu lumea arabă și cu cea ebraică. Și cu cea ebraică. Și noi chiar a fost un fel de mediatori în conflictul din Orientul apropiat și mijlociu. Mulți dintre ei și-au urmat facultățile în România. Au o atracție față de România și chiar vorbesc cu nostalgie. Am întâlnit sirieni, că vorbim de Siria, în România după 90. Își aminteau, domne, când eram noi studenți la Cluj, ce prieteni aveam, ce bine ne-am înțeles, cât iubeam România. De aceea trebuie să fim foarte, foarte echilibrați când discutăm problema siriană și problema acestor oameni care nu de bine fug. Neagu Juvara spunea că societatea românească ar suporta până la 1% imigranți, dar peste 10% termenii problemei s-ar schimba radical. Noastră, cum vedeți? Nu mă compar cu Neagu Juvara. Deci, dânsul e o somitate.
Eu văd în felul următor. Pentru ei România este o țară de tranzit. Ei nu doresc să se stabilească în România. Dar în condițiile în care Germania, Marea Britanie, statele puternic industrializate, nu mai pot să primească emigranți, ne cam obligă prin legislație europeană și pe noi să-i primim. Chiar dacă ei nu doresc să rămână în România, poate nu vor avea altă soluție. Nu știu cum se va rezolva problema. Noi nu avem un proiect de țară pentru noi. Nu mai avem. Am avut două. Uniunea Europeană și NATO. Momentan, noi simțim că lipsește. Și atunci, să mai rezolvăm și această problemă. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor și eu mă tem și de o politizare a problemei. Deja politicienii vorbesc fără de ei. Deci, atâtea inepții câte au putut să emită în decurs de o săptămână pe o temă pe care nu o stăpânesc, nu o cunosc. Bun, nu cunoști istoria, dar dacă ești politician, măcar realitatea politică a lumii trebuie să o cunoști. Or, normal că populația, ascultându-i, poate să o ia razna. Puțini au avut abordări pozitive. În afară de câțiva analiști, profesioniști, restul mi se pare că au bătut câmpii și fiecare a încercat să-și facă o imagine prin abordarea tematicii. Poate încearcă să inducă și în rândul populației și o teamă ca să separe, să obțină capital politic. Orice politician, oriunde în lume, dorește capital politic și orice temă economică, socială, politică. Binevenită. O fructifică, sigur. Noi trebuie să ne temem de altceva, ca nu cumva și problema acestora să devină o afacere. Pentru că, vedeți, nu suntem pregătiți. Avem câteva centri de primire. Se vor aloca bani prin hotărâri guvernamentale. Problema este să nu devină și asta o afacere. Și să ne trezim că cei care gestionează fondurile sunt luați cu dubă. Pe de altă parte, puțini au curajul să spună lucruri pe nume. Ne punem întrebarea cum s-a ajuns aici. Și mă amintesc că formatori de opinie care salutau în momentul în care a fost înlăturat Saddam Hussein, în care a fost înlăturați dictatorii din Egipt, din Siria, fai domne, ce bine, un triumf a democrației, primăvara arabă, ei nu și-au pus întrebarea ce va urma după. Pentru că e clar, după o dictatură urmează ori un regim militar, ori un regim fundamentalist, așa cum se întâmplă, ori haosul. Ori căderea acestor dictaturi, și eu nu fac apologia dictaturii, a generat acest haos. Lucrurile erau previzibile. Statele Unite aveau experiența Irakului. N-au putut rezolva problema Irakului. Și atunci s-au repetat aceleași lucruri în Siria, în Egipt, în alte state arabe. Cât timp aveai un precedent și vedeai care sunt reacțiile. Acum e ușor să spunem să vină americanii să rezolve problema. N-au cum. Până la urmă este o problemă noastră a europenilor. Pentru că ei nu în Statele Unite vor să ajungă. Marea problemă e faptul că nu există o coerență între principalii lideri politici a Europei de Vest vis-a-vis de această problemă. Ce observăm? Franța are o politică, Marea Britanie deocamdată e neutră pentru că nu e afectată, iar Germania joacă între două capete. Acești azilanți o numesc pe doamna Merkel, mama Merkel, poate și dintr-o speranță pe care și-o pun în persoana dânsei. Pe de altă parte, și în rândul politicienilor germani de opoziție, există o reacție dură vis-a-vis de acceptarea peste măsură acestor azilanți. Observați politica Ungariei. Ungaria are o politică foarte interesantă, mulți o acuză, dar care merge pe ideea de a-și apăra interesul național. Iar argumentul pe care Viktor Orban l-a adus este nu facem decât să respectăm legislația europeană. Au venit fără forme legale, orice cetățean din afara spațiului Uniunii Europene sau din afara spațiului Schengen trebuie să aibă documente de călătorie și viză în pașaport. Ori oamenii ăștia n-au viză. Prin urmare, dacă ai aplica legislația, ei trimite înapoi. Ei invocă drepturile omului. De aici toată această dispută între lege și non-lege.
Da. Să abordăm și un alt subiect. Migrația internă în perioada contemporană, în țara noastră. Dacă a fost și între cele două războaie mondiale, dar în mod sigur după al doilea război a fost. Acum, lăsând la o parte aberațiile imigraționiste, da. Să știți că noi avem procesul transumanței, care a durat sute de ani. Un mileniu. Ciobanii cu turmele lor n-au ținut cont de granițile artificial create. Treceau carpații dintr-o parte alta. Ne-am mișcat în interiorul acestui spațiu. Apoi ne-am mișcat de la sat la oraș. Începutul procesului de urbanizare, încă din perioada interbelică, a determinat primul val de migrare din zona satului tradițional spre zona urbană. Iar industrializarea forțată, făcută de regimul comunist încă din anii 50, a determinat masiv acest proces, cu efecte și pozitive și negative. Ca efect negativ, eu aș aminti distrugerea satului românesc tradițional, a valorilor care practic ne-au făcut unici în această parte a Europei. Valori care nu se mai pot recâștiga, pentru că ele sunt pierdute definitiv din punctul meu de vedere. Vă referiți cu predilecție la valorile morale? În primul rând la valorile morale, religioase, morale, chiar culturale. Pe de altă parte, normal că și în anii respectivi în zona urbană se trăia mai bine. Se trăia mai bine, erau locuri de muncă, era oarecare industrie cu lipsuri, cu minusuri. Dar oamenii aveau un loc de muncă, aveau o locuință și atunci alegeau, unii alegeau de bunăvoie, alții erau siliți. Pentru că în ultima perioadă am asistat la acel program sistematic de distrugere a satelor. Când Ceaușescu, în proiectele lui faraonice, dorea să creeze localități agroindustriale, în care nu erau nici țărani, nici orășeni, erau ceva intermediar. Problema însă este faptul că unii dintre ei s-au adaptat spiritului citadin, alții, din păcate, au trăit în fenomenul ăsta navetismului. Nici orășan, nici țăran. Sunt cei care în prezent, eu zic, că ne creează probleme. Să amintim că țara noastră era o țară prin tradiție rurală, cu mare preponderență rurală. Era circa 80%, 70%. Trăiau un mediu rural. Mediu rural, da. Iar agricultura asigura 86% din venitul național înainte de primul război. În perioada interbelică lucrurile s-au mai așezat. Începeam să aveam și o industrie care să aibă un cuvânt greu de spus. Industria petrolieră, extractivă în principal. Și poate dacă nu vine războiul, România ar fi arătat altfel. Din nefericire, după război s-a făcut acea industrializare forțată, care nu mai ținut cont de realități. Era modelul sovietic, preluat ad literam. Și de aici a apărut acel exod. Bun, dar să impus. Vedem și partea plină a paharului, cum se zice, partea pozitivă. Că, partea plină este câștigul de care oamenii ăștia au beneficiat. Au scăpat de săraci, totuși erau săraci, trebuie să recunoaștem. Da. Satele erau, multe sate erau într-o sărăcie crud, da. În special cele din zona de deal și de munte. Sigur. Sigur. Trebuie să recunoaștem așa, una. A doua, a dus la urbanizare, ceea ce înseamnă un plus de confort al locuinței. La o altă școlarizare, la nivel de școlarizare. La educație, la școlarizare. Da. Vă rog să vă referiți și la aceste aspecte. Acum trebuie să îi luăm și pe cei care au plecat din anii 90 spre lumea urbană sau dincolo. Și aici sunt aceleași efecte pozitive și negative. Nu poți să ai numai efecte pozitive sau numai efecte negative. Dar gândiți-vă, pe ansamblu, noastră cum ați? Mai avem un minut. Eu cred că există un echilibru, da? Între câștig și pierdere. Gândiți-vă la casele din certeze. Da. Fără cei care ar fi lucrat dincolo nu se puteau realiza. Dar gândiți-vă și la faptul că acele case sunt goale. La faptul că acei copii nu sunt împreună cu părinților. La faptul că unii dintre ei nu mai vor să se întoarcă și au făcut și dincolo o casă. Cui vor rămâne? De aceea e greu să spui că a fost doar un efect pozitiv sau negativ. La fel ca și aceste migrații.
Suntem la începutul procesului. Efectele poate vor fi negative pe termen scurt. Pe termen lung putem asista la un proces de aculturație. Oamenii ăștia pot să aducă ceva nou, se vor crea familii mixte, dar asta în timp. În timp. Durează. Momentan. Așa și în Statele Unite. Multitudinea de naționalități, acest creuzet de naționalități, sigur, a dus la progres. Fiecare cu contribuția lui. Da. Bun. Cu aceasta am încheiat emisiunea. Vă mulțumim pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Iar telespectatorilor le mulțumim că a fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV.